Bună seara și bine ați venit la cincea seară biblică, a cincea ocazie de a petrece împreună, o ocazie în jurul Bibliei și în jurul Cuvântului. Vreau să urez un bun venit și tuturor celor care ne urmăresc pe internet. Înainte de a introduce subiectul din această ocazie, aș vrea să vă spun o mică istorioară. Se spune că un tânăr a venit într-o zi la un bătrân călugăr pentru a se spovedi și a-i cere sfatul. Din vorbă în vorbă, tânărului spuse: părinte, mă simt că sunt destul de rău. Aș vrea să mă schimb, dar nu pot. Ce s-a întâmplat? Îmi pierd foarte ușor răbdarea. Când mă enervez, vorbesc urât și multe alte lucruri. Am încercat să mă schimb, dar nu am putut. Totuși sper că după ce voi mai crește, voi putea să mă schimb. Ce crezi? Vino cu mine, i-a spus călugărul bătrân. L-a dus pe tânăr în spatele chiliei, acolo unde începea pădurea, și i-a zis: vezi acest vlăstar? Ce este? Da, părinte, e un puie de brad. Încearcă să-l scoți. Tânărul a scos brăduțul imediat. Au mai făcut câțiva pași și călugărul s-a oprit lângă un brad care era chiar de înălțimea unui om. Și i-a spus: încearcă să scoți și acest brad. Tânărul s-a străduit un pic și cam într-o jumătate de oră, trăgând de el în stânga și în dreapta, a reușit să-l scoată. După aceea, călugărul a mai făcut câțiva pași și a arătat un brad mai mare și călugărul i-a spus: smulge-l acum pe acela. Tânărul s-a uitat la călugăr și a spus: nu pot, părinte, să-l scot, trebuie să mai chem niște prieteni, du-te și cheamă-i. A adus 2-3 prieteni și s-au chinuit ei vreo 2-3 ore, au tras de brad în stânga, în dreapta, au adus și niște lopeți și până la urmă au reușit să-l scoată. Mai fac câțiva pași și călugărul lui spune: vezi în față bradul acesta foarte mare? O, da, sigur, are zeci de metri. Încercați să-l scoateți și pe acesta dacă puteți. Părinte, cred că nici dacă venim 100 de persoane nu reușim să-l scoatem. Este un copac mare și bătrân, nu vom putea să-l smulgem niciodată. Călugărul atunci explică: ai văzut, fiule, unele apucături din suflet sunt la fel. Orice viciu sau orice neputință pare la început inofensivă și fără mare importanță, dar cu timpul ea prinde rădăcini, crește și pune stăpânire din ce în ce mai mult pe sufletul tău. Cât este mică, o poți scoate singur. Când crește mai mare, te mai pot ajuta și alte persoane. Dar ferește-te să lași ca răul să ți se cuibărească în suflet, astfel încât la un moment dat să nu poți să-l mai scoți nici cu ajutorul nimănui. Nu amâna niciodată să-ți faci curățenie în suflet și în viață, căci mai târziu va fi mult mai greu. Despre schimbare vom vorbi în această seară, pornind de la întrebarea: de unde pornește schimbarea? De unde vine schimbarea este întrebarea care dă titlul acestei ocazii și îmi face plăcere să prezint invitații speciali din această seară. Pastorul Bogdan Andrei, bun venit! Pastor și redactor șef, editura Viață și Sănătate, Adrian Neagu, bun venit! Pastor la Universitatea Adventus, Laurențiu Nistor, bun venit! Și invitatul permanent de până acum al seriilor biblice, redactorul șef Semnele Timpului, Norel Iacob, ne bucurăm! De asemenea, la un moment dat vom avea și o intervenție video din partea pastorului Joseph Kidder de la Universitatea Andrews. Ca de fiecare dată, după discuția din această seară și după întrebările și răspunsurile invitaților, va exista și o secțiune în care dumneavoastră, cei care ne urmăriți pe internet sau cei care sunteți prezenți în sală, puteți pune întrebările dumneavoastră și vi se vor acorda răspunsuri. Întrebările le puteți adresa pe pagina de Facebook a Bisericii, dar și pe pagina de Facebook a programului Seri Biblice. Și la final, invitații pot răspunde la aceste întrebări. În continuare, ne vom bucura de muzică ascultând-o pe Clara Apachiței.
Cântec. Înainte de a lăsa invitații să vorbească, am să o invit lângă mine pe Sofia să înalțe rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșelile greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne păzește de cel rău, căci a Ta este mărirea, puterea și slava acum și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim, Sofia. Vă spun și eu bun venit în seara aceasta la acest program care are în spate o întrebare provocatoare. De unde vine schimbarea? Și v-aș propune să începem cu invitatul cel mai de departe, pastor Iosef Kidder, cunoscut nou prin cele două cărți care sunt deocamdată în limba română, cu o experiență de viață impresionantă. S-a născut în Ninive, în Irakul de astăzi, și în prezent este profesor la Universitatea Andrews, specialist în creșterea bisericii și în slujirea creștină. Dar ceea ce impresionează cel mai mult este experiența lui creștină, dincolo de titlurile și de realizările din domeniul academic. Așa că vă invit să urmărim un scurt interviu realizat de Laurențiu și să încercăm apoi să discutăm pornind de la experiența pastorului Kidder. Ce vă pot spune până se pregătește filmulețul? Că anul acesta, dacă Dumnezeu ne va ajuta, sperăm să avem cartea cu experiența schimbării sale, Afară din Babilon, o carte autobiografică cu o sensibilitate aparte și care ne va ajuta să lărgim un pic orizontul pe care îl vom afla în seara aceasta. Dar haideți să urmărim interviu. I grew up in the biblical city of Nineveh. My parents were from Orthodox heritage. My mom attempted to go to church a few times every year, and she often would take me with her. My dad never went to church, never. I don't know if he was an atheist, but I would definitely say he was an agnostic. And the few times I went to my mother, I really liked it.
I had some friends over there, and I always enjoyed being with my mom. And I enjoyed also some aspects of the church services. The thing I felt like was missing was a deep Bible study. Often there would be only a mass, which is fine, but I wanted to study the Bible. I wanted to go deeper into it. And only when the bishop was at the church, which was probably 4 or 5 times every year, he would preach, and his sermons were really good. But I wanted more depth into it. So one day, my cousin and I were walking on the streets of Baghdad, and we came to the Adventist church, and my cousin saw an ad outside of the church that was advertising a movie about the life of Christ. My cousin looked at me and he said, "We don't have anything to do. Might as well let's go in and watch the movie. Maybe we'll learn something in you." So we went in and we sat on the right side of the church, and I saw Jesus on the screen. The movie was very, very powerful. I felt the love of Jesus coming straight from the screen to my heart. I was amazed to see his parables, his miracles, his death, and the power of his resurrection. I was really moved. I moved to the point where at the end of the movie, I went to the pastor and I asked him if I could study the Bible with him. And that was a wonderful experience. My love for Jesus increased, my knowledge of the Bible increased. I discovered there are a lot of wonderful dimensions to the Bible that I never had before. I came to the Adventist church because my heart was aching for something more than just hearing 4 sermons every year. And most of the time, I didn't go to at least 2 or 3 of them. So it averaged about once a year. I wanted to read the Bible. I wanted to understand it. I wanted to grow in Christ. And that is why I decided later on to become a Seventh-day Adventist church. I have fond memory of the Orthodox church. But I found something that added to me. It was something that enriched my life, especially in the area of knowing Jesus, knowing the Bible, knowing how the Old and the New Testament fit together. These are some of the things that I really appreciated very, very much about the Adventist Church. What made me decide to join it was, an understanding of the truth. I felt the Adventist Church had a very wonderful understanding of the truth. And it was something easy for me to understand because I saw it in the Bible. For instance, I learned about the Second Coming, and that really inspired me with hope. I learned about the Sabbath, which is the seventh day of the week. I struggled with that issue because in the area where I grew up in Iraq, Baghdad, Mosul, Nineveh, the day off is Friday. But ironically, as I read the Bible, it was very clear to me that we need today to worship on the Sabbath, which is the seventh day. And I even went to an Orthodox pastor and asked him about what he thought about this. And he told me, if you go by the Bible, you need to keep the seventh-day Sabbath holy. Because God kept it, Jesus kept it, the disciples kept it, we're going to keep it in heaven. Well, we keep it right now. And then I decided to go and visit a Catholic priest, but he told me we changed the day. I really wanted a biblical answer. I did not want somebody's opinion or an organization changing it, because I believe in the authority of Jesus and the authority of the Bible. And then I went and visited with a Presbyterian pastor, and he told me, I am struggling with this issue myself, and I have come to the conclusion that we really need to keep the seventh-day Sabbath holy. That's what changed me. And I saw a wonderful truth that I didn't see before. I saw it with a better understanding of Jesus, better understanding of his sacrifice and love and grace and salvation. And then I saw a better understanding of the Second Coming. That's the hope I live for right now. And I also saw a better understanding of the Ten Commandments, better understanding of the day of worship, which is Saturday, the Sabbath,
That's why I became an Adventist, Seventh-day Adventist. I was not disgruntled in the Orthodox Church. I loved that church. My mom was there. But God led me to a higher truth. My friends were in the Orthodox Church, so I had to kind of develop a new friendship. It was hard at the beginning because all of my friends were there, even though they didn't go, but they were still Orthodox, at least in name. But because of following Jesus, I have to change a lot of things and a lot of my perception, and that's why I am Seventh-day Adventist. Study the Bible deeply. Get to know Jesus. He's in every page. Get to know Him as a friend. Your life would be really changed. And the other thing is always follow the truth, no matter what the consequences are. One of the things that really actually brought me to the Adventist Church was a sermon I heard with my mom as we were one time attending the Orthodox Church, and it was based on Matthew 19, verses 27 to 29, where Peter went and asked Jesus a question. He said, "Now that we are following you, what will happen to us? What will be the reward? What will be the consequences?" And Jesus said, "If you really want to be my disciple, you need sometimes to leave your house behind you. Sometimes you might have to leave your mom and dad, brother, sister, children, for my sake." And I did that myself. But the Lord gave me new brothers and new sisters and a new life. And later on, I discovered that I am alive today because of all of these experiences. And the most exciting thing is that my brother followed suit. He became an Adventist. My cousin became actually the pastor of the Adventist Church in Baghdad, Iraq. So God does work in marvelous ways. There is a text in Romans 8:28 says, "We know that all things work for good for those who love Jesus." Actually, the Greek does not only say we know, we are convinced beyond any shadow of doubt that all things, even bad things, work for good for those who follow Jesus. So I would say, study, grow in your relationship with God, and God will lead you to the truth. A truth has nothing to fear under investigation. And Jesus is the truth, and He will lead us into all the truth. And that should be the desire of our hearts, is to know more about God. S-a oprit destul de brusc, dar cred că povestea ne-a fascinat pe toți. Și pornind de la istoria lui, aș vrea să vă întreb, în viața voastră ce a fost mai întâi? Credința sau ritualul? El a zis că întâi mergea cu mama la biserică, exista un interes și apoi lucrurile s-au schimbat. Cum a fost la voi? Cred că la mine a fost ritualul. Eram foarte mic când am fost dus la biserică și nu pricepeam foarte multe lucruri, doar că trebuia să stau cu minte. Părinții mei mergeau într-un loc unde trebuia să stau cu minte, iar ei stăteau de asemenea cu minți și ascultam ceva ce se întâmpla mai în față. Cam atât. Și cred că a fost ritual, nu pricepeam ce se întâmplă. Același răspuns și din partea mea, întâi a fost ritualul. Eu, în perioada aceea, în copilărie, am cunoscut pe Dumnezeu în mediul ortodox și mergeam la biserică, eram prezent tot timpul în strană și eram martor la ritual. Era altceva acolo, altceva decât eram obișnuit în viața de zi cu zi. Apoi au venit întrebările, am căutat răspunsurile, dar întâi a fost ritualul, clar. Vreau să fac corp separat, dar nu sunt sigur că a fost întâi ritualul, pentru că primele mele amintiri sunt legate de faptul că mama îmi inspira credință în Dumnezeu. O vedeam pe ea crezând puternic în Dumnezeu și asta mă făcea să nu aveam. Deci, amintirile mele e primordială. Nu mi-amintesc mai întâi să fi văzut lucruri la biserică întâmplându-se și de acolo să plec. Mi-aduc aminte că de
din totdeauna o vedeam pe mama crezând. Nu vreau să facem din asta, din ce spun eu acum, o discuție filozofică ce a fost mai întâi. Am spus doar ce era mai întâi în amintirile mele. Are ritualul limite? E suficient ritualul? Cu siguranță are limite. Prima mea experiență legată de ritual a fost legată de deschiderea sabatului. Înțelegeam că părinții mei au acest ritual pe lângă cel al altarului de familie, iar eu am făcut o năzbâtie în timp ce ei se rugau la deschiderea sabatului. Am luat un fier de călcat și l-am scăpat pe mâini. Era un fier de călcat așa de prin 1980 sau 79, în acela foarte greu. Și atunci am reținut eu că nu este bine să... nu respect ritualurile părinților. Nu înțelegeam eu de ce, dar ei se rugau și înțelesesem eu rugăciunea. Amintire foarte timpurie, că e traumatică undeva pe la 2 ani și ceva. Și revenind la întrebarea ta, depinde foarte mult cât înțelegem. La nivelul acela foarte mic, foarte copilăresc, poți să prinzi o mică bucățică. În cazul în care cel care performează, cel care realizează ritualul, nu are grijă să adapteze ritualul la sau să-l facă înțeles destinatarilor lui, atunci ritualul se golește sau poate să fie scurcircuitat. Dacă eu nu pățeam necazul atunci, probabil mă gândeam mai mult timp că pot să îmi găsesc de treabă în timp ce părinții mei se roagă, că atunci eu sunt liber, că ei au ochii închiși. Cred că ritualul este creat pentru că oamenii au simțit nevoia să se închine mai frumos. Și atunci au dezvoltat acest act. Limita ritualului este atunci când el ajunge să fie inflexibil. Atunci când nu mai exprimă acea dragoste de Dumnezeu și plăcere de a te închina, ba dimpotrivă devine o datorie. O datorie pe care o ai față de Dumnezeu, ai împlinit-o și apoi gata, ai scăpat, te întorci la treburile tale seculare. În cazul acesta, cred că este necesară o schimbare. Nu poți să păstrezi în viața ta un ritual care te usucă sufletește. Indiferent că acest ritual este în viața privată sau că este undeva într-o biserică. Dacă îmi dai voie, Adrian, am o întrebare pentru Bogdan. Am știut de acum 5 săptămâni că vei fi prezent în seara aceasta aici. Eu n-am știut. Întrebarea este dacă ceea ce ai spus acum spui din cărți, spui de la alții sau spui de la tine? Pentru că ai vorbit la modul general, dar te-ai regăsit? A fost o experiență pe care ai trăit-o? Și poate ne introduci un pic în experiența ta, care e o continuare foarte interesantă a experienței lui Kidder. Da, experiența mea este, cred că la fel de spectaculoasă ca cea a pastorului Joseph Kidder. Am fost preot ortodox 4 ani de zile, din 2001 până în 2005. Și în urma acestei experiențe știu destul de multe despre ritualuri, despre viața cultică din Biserica Ortodoxă și prin voia lui Dumnezeu am învățat suficient de multe lucruri și despre Biserica Adventistă și despre felul protestant de a slăvi pe Dumnezeu, de a te închina. Dacă vorbesc din experiență legat de ritual, să știți că ritualurile ortodoxe au un text foarte bun. Sunt scrise foarte bine, cel puțin cele care provin din antichitate. Au existat poeți mari, cum au fost Andrei Criteanu, Roman Melodul, Ioan Damaschin, poeți foarte buni, care au creat texte superbe. Și un slujitor cu conștiință, în momentul în care se slujește de aceste texte, reușește să pătrundă întotdeauna în miezul exprimării și al sensului
când eram preot, slujeam de 14 ori într-o sâmbătă parastasul și cu tot cu canonul, o poezie liturgică, era cam 45 de minute. Da, deci de 14 ori aceeași slujbă și nu mă plictiseam. Depinde. Depinde de om. Depinde de respectul pe care îl are față de text, de respectul pe care îl are față de slujbă. Depinde de cât este de apăsat de alte griji, de alte probleme. Depinde. Dar acum nu aș vrea să vorbesc despre alții. Vreau să spun doar că se poate ca ritualul să-și îndeplinească funcția, dar depinde de slujitor. Este foarte important, pentru că se întâmplă să vedem și altfel de slujbe în care textul abia se înțelege. Și atunci cum poți să pătrunzi în ceea ce a vrut să spună autorul? Și cu toate astea, ai ales să faci o schimbare. Acum vreau să vă întreb pe toți, cum se împacă ideea de schimbare cu ideea de credință? Credința în Scriptură este ceva bătut în cuie, o singură credință, un singur domn, o singură botez. Domnul ne spune foarte clar, eu nu mă schimb, Dumnezeu este imuabil, da, neschimbător. Cum se împacă ideea asta de schimbare cu un astfel de Dumnezeu neschimbător, cu o astfel de credință dată Sfinților, o dată pentru totdeauna? Ideea de Dumnezeu imuabil vine mai degrabă de la grecii antici, de la filozofii greci, de la Platon, de la Aristotel. Ei au vorbit despre aceste trăsături ale lui Dumnezeu în termeni care ne-au rămas până astăzi în teismul clasic. Dar când Dumnezeu vorbește despre sine ca despre unul care nu se schimbă, se referă la constanța voinței și planurilor sale. Adică el nu este schimbător cât să genereze, el nu este schimbător și asta nu generează în noi o nesiguranță, o lipsă de posibilitate de a ne baza pe Dumnezeu. Dar nu vorbim despre acele implicații filozofice cu Dumnezeu care este undeva acolo în afara timpului și care la care nici n-are sens să te rogi, că dacă El este undeva acolo într-o imuabilitate din asta absolută, degeaba te rogi, că nu-L poate atinge nimic, nu-L poate schimba nimic, nu-L poate influența nimic, e separat complet de noi. Deci, cred că dacă mergem pe pista aceea, lucrurile se complică nenecesar. Dumnezeu, într-adevăr, nu se schimbă în sensul în care spune și El, dragostea mea nu se va muta de la tine. Ne putem baza întotdeauna pe promisiunile sale, pe credincioșia Lui față de noi. În același timp, El însuși vorbește constant despre necesitatea ca noi să ne schimbăm, despre nevoia noastră de a ne schimba pentru a ajunge asemenea lui Dumnezeu. Și, cum spuneam într-una dintre ocaziile anterioare, aproape, de fapt, în afară de cei care L-au respins, niciun om care s-a întâlnit cu Iisus n-a rămas neschimbat. Au fost unii care L-au respins, iar ceilalți s-au schimbat. Nu există o cale de mijloc în care cineva să-L fi cunoscut pe Iisus și să fi zis, măi, după ce L-am cunoscut pe Iisus, nu s-a întâmplat mare lucru. Ce-am fost, aia am rămas. Cred că dacă facem exercițiul acesta de imaginație, gândiți-vă la oricare dintre personajele din Noul Testament, din perioada vieții și lucrării lui Iisus, care să se fi întâlnit cu El și să fi zis la sfârșit, mă, ce să zic? Interesant, da? Nu mă afectează cu nimic, nu mă schimbă cu nimic, nu se schimbă nimic în viața mea. Nu poți să spui asta despre niciunul dintre ei. Ori s-au răzvrătit împotriva lui într-un fel sau altul, ori au simțit nevoia să-i calce pe urme, chiar dacă nu imediat, în timp, dar au simțit nevoia să-i calce pe urme. Să nu uităm totuși că prima poruncă, primul îndemn care a fost dat omului a fost creșteți. Mi se pare fantastic lucrul ăsta, pentru că ei au fost creați ca adulți. Și cu toate astea, Dumnezeu în grădina Edenului, într-un cadru perfect, le-a spus primul lucru, creșteți. Apoi, mulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l, dar primul cuvânt care i s-a spus omului a fost crește. Da, cu siguranță noi ne schimbăm, noi ne dezvoltăm și percepția noastră se transformă odată cu această dezvoltare, iar raportarea atât la mediu cât și la cei din jur și mai departe la Dumnezeu
se transformă și ea. Și poate unele lucruri au fost relevante la un anumit moment, la un anumit nivel, dar pe măsură ce aprofundăm această relație sau ne dăm seama pe parcursul vieții că vrem mai mult, ca și Joseph Kidder, ca și fiecare probabil, ne dăm seama că am vrea ceva mai mult în relația noastră cu divinitatea. Și atunci ne apropiem de cuvânt, încercăm să aprofundăm ceea ce găsim aici, iar apoi transformarea vine de la cuvânt spre noi. Cuvântul ne descoperă cum am putea să fim mai aproape. Iar viața noastră încearcă să se acordeze. Noi încercăm să ne acordăm opțiunile, valorile și ne dăm seama că atunci când ne acordăm la acele valori, s-ar putea ca unele din comportamentele anterioare, unele dintre opțiunile noastre anterioare, bazate pe o percepție limitată, să nu se mai potrivească. Și atunci devine necesară schimbarea. Cum se întâmplă schimbarea poate cuiva de profesie sau schimbarea de locuință, poate din motive de sănătate, poate îți dai seama că ar trebui să te muți în altă parte, la fel se întâmplă și aici, dându-ți seama că Dumnezeu cere altceva de la tine. Pavel e un exemplu foarte explicit în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, dar mai sunt și alte exemple. Cuvântul schimbare poate să creeze fiori. Pentru că suntem obișnuiți cu un anumit confort, avem stabilite anumite priorități și atunci când cineva afirmă că schimbarea este un fenomen caracteristic vieții, că tot ceea ce este viu se schimbă, atunci este posibil să intrăm în panică, să avem un atac de panică. Dar acesta este adevărul. Pentru cei care cred că au atins nu știu ce maxim de potențial, am o veste tristă. Există mai mult potențial pe care îl pot atinge. În ceea ce mă privește pe mine, schimbarea a fost, nu a fost meritul meu. Nu am nicio vină, nu am niciun merit pentru faptul că am ieșit dintr-o situație care părea într-adevăr fără schimbare. Să fii preot ortodox înseamnă să ai un statut care, așa se spune, este conferit inclusiv de divinitate și trebuie să funcționeze acolo pentru că este cea mai înaltă demnitate pe care o poți atinge. Și atunci, ce ar fi putut să mă determine să mă schimb decât Dumnezeu? Dumnezeu este cel care produce schimbarea cu adevărat relevantă. Și noi producem schimbare, oamenii produc schimbare, este scris în Biblie că oamenii produc schimbare, puteți să citiți în Epistola către Romani, în capitolul 1, despre schimbările pe care le produc oamenii, dar schimbările, într-adevăr, relevante le produce Dumnezeu. E foarte frumos și profund ce spui, fără îndoială. Dar mă pun în scaunul celor care ne ascultă și aici sau de acasă și mă întreb această schimbare de care vorbești, pe care zici că a produs-o Dumnezeu, cum a apărut în dreptul tău? Spuneai că erai mulțumit slujind de 14 ori parastasul. Asta e deja greu de înțeles pentru cineva, că faci un calcul, 45 de minute ori 14, te duci peste 10 ore de slujire într-o zi și îți plăcea. Nu se vede încă vreo fisură care să ceară schimbarea. De unde e nevoia de schimbare? Cum s-a produs la tine? Da, nu exista niciun fel de fisură. Eu știam că sunt acolo unde trebuie să fiu și iubeam ceea ce făceam. Însă Dumnezeu se întreba ce să fac cu tine. Ce să fac cu tine că ești prea sigur? Ce să fac cu tine că ești prea mândru? Ce să fac cu tine ca să crești, să te dezvolți? Și eu nu știam ce plan are Dumnezeu cu mine, însă am ajuns ușor, ușor la situația aceea de a mă întreba dacă pot să accept să trăiesc în felul acesta, atât de mulțumit de sine, orb la multe lucruri, și Dumnezeu a făcut ca ochii să mi se deschidă în cele din urmă și să-mi dau seama că eram pur și simplu într-o etapă de romantică așa din viața mea, când
credeam că tot ceea ce trebuie să fac este să mă rog, să slujesc și asta era suficient. Viața este mult mai complicată însă și în lumea aceasta nu trăim singuri. Trăim într-o comunitate și comunitatea are presiunile ei asupra fiecăruia dintre noi. Comunitatea încearcă să ne schimbe, comunitatea determină un anumit sens al schimbării și aici depinde de fiecare dintre noi dacă acceptăm să fim schimbați în sensul în care ne conduce societatea. Pentru mine, sensul pe care mi-l indica biserica nu era sensul pe care mi l-am dorit, pentru că venea în contradicție tocmai cu dragostea mea față de textul sfânt, față de slujbe și față de ceea ce iubeam în biserica respectivă. Ați spus fiecare dintre voi că schimbarea vine de la Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să detaliați un pic chestia asta. Cum adică vine de la Dumnezeu? Sunt mulți oameni care spun, Domnul mi-a spus, m-a chemat Dumnezeu. În toate direcțiile vieții religioase există simțământul că Dumnezeu te pune să faci un lucru. De unde știu că o anumită schimbare vine de la Dumnezeu și de unde știu că ea nu vine de la Dumnezeu, ci vine de la mine sau vine de la propria mea așteptare? Care e talonul? Care e modul de a sintetiza glasul Dumnezeu? Sigur că primul etalon este Biblia și cineva care caută experiențe mistice ca o confirmare a faptului că Dumnezeu i-a vorbit, cred că riscă dacă își dorește să primească confirmări doar pe calea aceasta mistică. În mod evident, Dumnezeu este Cel care ne caută conform Scripturii. Înainte să știm noi să ne gândim la El, înainte să Îl cunoaștem, înainte să Îl rugăm, spune Scriptura, sunt mai multe pasaje care afirmă aceste etape, Dumnezeu ne caută pe noi. Și în momentul în care Dumnezeu te caută, ce înseamnă această căutare? Am vorbit recent în acest loc despre Zacheu. Pe Zacheu Dumnezeu l-a atins de departe în momentul în care și l-a făcut ucenic pe Matei. Adică și l-a făcut ucenic pe Matei un vameș și celălalt vameș a auzit Zacheu și asta a însemnat atingerea lui Dumnezeu de inima lui Zacheu. Și Zacheu a răspuns, Zacheu a ieșit în întâmpinarea lui Dumnezeu. Deci nu trebuie să căutăm chestiuni spectaculoase în sensul supranatural, nu trebuie să căutăm experiențe mistice, extatice și așa mai departe. Dumnezeu se atinge de viața noastră în fel și chip. Se atinge de viața noastră în momentul în care ne protejează și vedem mâna Lui în mai multe ocazii când spune, măi, mâna lui Dumnezeu a fost aici și m-a ajutat. Când Dumnezeu intervine și prin providența sa deschide uși sau închide uși în fața noastră, când ne întâlnim cu un om care ne spune cuvinte sau face gesturi care contează pentru noi, când deschidem Scriptura și bine ar fi, indiferent de confesiunea religioasă din care face parte un creștin din România, să deschidă des Scriptura. Dumnezeu... Dar, Norela, unii spun că e păcat ca un mirean să citească Biblia. Da, asta e un alt subiect și noi am avut un program aici la Seri Biblice în care am lămurit chestiunea asta, că nu e nicio problemă să citești Biblia, că Dumnezeu a dat Biblia tocmai ca să fie citită de oameni simpli, că sunt oameni care și-au dat viața în timpul secolelor reformei, tocmai ca să pună Biblia la dispoziția oamenilor și asta a schimbat foarte multe vieți. Întorcându-mă, în momentul în care Dumnezeu ne atinge viața în fel și chip, inclusiv prin Biblie, noi suntem atrași de El în felul acesta să-I răspundem, să-L căutăm înapoi, să dăm un semnal, să ne manifestăm această intenție de a intra în legătură cu Dumnezeu. Nu putem să rămânem indiferenți sau putem alege să rămânem indiferenți, dar asta nu ne face bine. Aș vrea să dau un mic răspuns legat de cum face Dumnezeu această schimbare. Dumnezeu nu intervine cu o telecomandă, brusc se comută un butonel în creierul nostru sau se mișcă un neuron într-o parte și dintr-o dată am devenit credincioși, înainte eram necredincioși. Dintr-o dată suntem preocupați de Scriptură, înainte eram profund lumești. Și nici nu știm cum să explicăm lucrul ăsta. Lucrul acesta, dacă se întâmplă, probabil nu este înțeles suficient, pentru că în paginile Scripturii, Apostolul Pavel îndeamnă în Filipeni, de pildă, în capitolul 2, să avem în noi aceeași gândire, aceeași mentalitate pe care o avea Iisus Hristos.
În Romani, capitolul 12, versetele 1 și 2, ne vorbește despre înnoirea minții noastre, despre transformarea noastră voluntară. Iar el spune acolo, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, o slujbă a spiritului, iar cuvântul grecesc este logic, este ceva natural care vine în urma unui răspuns. Răspuns în fața invitației divinității pe care o recunoști. Ești preocupat. Uitându-mă în urmă, nu am o experiență atât de radicală, punctuală ca lui Bogdan, dar am avut un moment în care am fost ateu. Și după ce am uitat ateismul, când am rezolvat problemele mele de ateism, am devenit credincios. Dar schimbările nu s-au oprit acolo. Dumnezeu a intervenit, mi-a propus mai multe schimbări, iar apoi eu am ales să urmez ceea ce observam că Dumnezeu îmi propune. Nu toate schimbările au fost ușoare, câteva au fost de-a dreptul incomode și unele riscante și criticate și de prieteni, unor de membri ai familiei și se întrebau dacă este chiar înțelept să procedez așa. Însă am văzut că invitația divinității este acolo și apoi opțiunea este cea care conduce. Dar Dumnezeu este Cel care ți-a pregătit terenul, ți-a arătat destinația, te-a asigurat că El te conduce mai departe. Ok, mulțumesc. Bogdan, vreau să te întreb ceva. Tu ai fost sincer în ceea ce credeai. De ce totuși n-ai considerat că această sinceritate este suficientă și ai ales să faci un pas mai departe, să faci o schimbare radicală? Da. Problema pe care o sesizam în momentul respectiv era faptul că cadrul doctrinar nu m-a ajutat să ajung la un Dumnezeu bun, la un Dumnezeu care este iubire în totalitate. Observam că sunt oameni pe care credința mea nu reușea să-i transforme. Eu însumi aveam perioada respectivă când eram preot, aveam credincioși cu probleme și vă dau doar un exemplu, era un om care era alcoolic și încercam omului acestuia să-i demonstrez că doar voința lui îl împiedică să fie un om cum se cade. Chiar îmi amintesc o seară când l-am chemat la biserică și am vorbit foarte serios cu el și am zis că ar trebui să se lase de băutură și argumentul a fost pentru că eu pot. Dacă eu, preotul, puteam să-mi controlez această problemă, trebuia să și-o controleze și el. Pentru că, vedeți, învățătura bisericii asta era. Că după ce Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, a dat putere omenirii și a împuternicit voința omului și omul poate să facă orice își propune, dacă își propune. Și atunci tratamentul pe care l-am oferit acestui om a fost doar o mustrare. În loc să-i fi spus că Dumnezeu are putere, Domnul Iisus Hristos ne va da puterea și dacă vei lupta, vei putea să biruiești această patimă, hai să ne punem pe genunchi și să ne rugăm. Dacă aș fi plecat de la ideea biblică că natura noastră după păcat este stricată de păcat, nu mai avem o natură capabilă să se lupte cu aceste patimi, ci avem tot timpul nevoie de Domnul Iisus Hristos, atunci aș fi avut șanse să-l ajut efectiv pe omul acesta. Tradiția în care activam atunci nu îmi permitea să am o perspectivă biblică. Dar problema mea, cea mai importantă, a fost aceea de orizont. Nu vreau să spun nimic, că vedeți că mă tot rețin să nu bârfesc, să nu critic și cred că bine fac. Ideea este următoarea. Voiam să spun că am observat o replică, mi-a atras atenția și la Joseph Kidder, care a zis, iubesc Biserica Ortodoxă, vorbea la prezent. Da.
Adică e congruentă atitudinea ta acum cu ce spunea el mai devreme? Sigur că da, și nu poate să fie altfel, pentru că acolo sunt oameni, nu vorbim despre un principiu abstract, vorbim despre atât de mulți oameni la care ne raportăm cu respect și cu dragoste. Doar atât că aș vrea să transmit că există o nădejde mai bună. Și nădejdea aceasta nu este la noi, este la Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Nu este într-o altă tradiție, ci este la stăpânul, la singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos, cum îl numește Apostolul Iuda. Și acolo trebuie să ajungem, să putem să avem mintea deschisă, să nu fim încorsetați, să nu fim limitați în capacitatea noastră de a interoga și de a fi reflexivi, de a putea să găsim sens în tot ceea ce facem, în rugăciunile noastre, în învățăturile noastre și în cele din urmă să putem să ajungem în brațele lui Dumnezeu, nu neapărat atunci când El se va întoarce, ci încă de acum, încă de astăzi. Insist cu întrebarea mea. Dacă ești sincer, de ce trebuie să te mai schimbi? Da. Tu nu vrei să te schimbi. Tu vei face tot posibilul să nu te schimbi. Dar asta nu îți va aduce mulțumire. Și Dumnezeu va insista în continuare să te schimbi. Și, adică tu simți că practic e un proces în care altcineva insistă și tu în cele din urmă răspunzi, nu? Da, asta spui. Da, este un altcineva care... Și crezi că asta ar explica și faptul că... Sau cum raportezi treaba asta la faptul că atât de mulți oameni nu aleg să se schimbe, chiar dacă realizează și mărturisesc în propriile lor cuvinte că simt că e o problemă cu viața lor religioasă. Nu merg mai departe. Cum rezolvi situația asta din perspectiva a ceea ce spui tu? Nu insistă suficient la ei Dumnezeu? Există două posibilități. Ori te schimbi tu, ori îl schimbi tu pe Dumnezeu. Nu există o altă alternativă. Într-adevăr, Dumnezeu care te iubește foarte mult, nespus de mult, neînchipui de mult, atât cât a dat pe Fiul Său să moară pentru tine, va dori ca tu să te schimbi, pentru că El știe starea ta mai bine decât o cunoști tu și de asemenea El știe care va fi ținta ta mai bine decât care va fi parcursul tău mai bine decât îl știi tu. Și atunci Dumnezeu într-adevăr insistă să produce schimbarea. Vei ajunge mai devreme sau mai târziu la momentul la care vei spune nu mai merge așa. Vei ajunge acolo, nu-ți mai place de tine, nu-ți mai place de ceea ce faci, te temi de ipocrizie și atunci căutarea ta devine sinceră și îți dai seama că nu te poți schimba singur, te așezi pe genunchi și spui, Doamne, schimbă-mă, fă ceva cu mine pentru că nu vreau să mai trăiesc așa. Și apoi se petrece miracolul, că despre asta vorbim aici, despre nu despre lucruri teoretice, ci despre lucruri care se întâmplă efectiv în viața noastră. Așa cum spune Apostolul Pavel, ne schimbăm din slavă în slavă. Da? În 2 Corinteni 3:18. Aș vrea doar să adaug că din perspectiva biblică și din celălalt punct, același fenomen, același proces. Vorbim despre schimbare și atunci când îl deformăm pe Dumnezeu, noi ne închipuim că o facem, îl deformăm percepția, îi deformăm portretul, îi pictăm o imagine care este abordabilă, accesibilă, cu care ne simțim confortabil. Dar pe măsură ce avansăm și constatăm că este eșuat drumul acela, ne dăm seama că trebuie să încercăm altceva. În același timp, așa cum spune Augustin, tu alergi constant spre Dumnezeu pentru că Dumnezeu te așteaptă la capătul drumului. Doar că noi, în momentul în care ne dăm seama că Dumnezeu este acolo, momentul în care cădem în fața Lui, recunoaștem că El este Cel care poate să fie autorul acelei schimbări. Și ne aducem aminte
De ce frumos este să stai lângă Dumnezeu? Când omul a fost creat, omul a fost creat să-L reflecte pe Dumnezeu. Acum, în contextul de după cădere, în păcat, omul nu se simte bine în prezența lui Dumnezeu pentru că mândria sa îl orbește. Omul preferă să stea capabil, să stea drept, mândru, conform viziunii sale, afirmându-și propriile sale valori, afirmând legea sa în detrimentul legii lui Dumnezeu. Iar în momentul în care se întoarce spre Dumnezeu și îl găsește pe Iisus Hristos, care este chipul deplin al lui Dumnezeu, atunci omul începe să-L reflecte pentru că se uită spre El. În Coloseni, capitolul 3, ni se spune, ne sunt povestite o serie de comportamente care aparțin omului căzut în păcat, până la versetul 10, și apoi este spus: v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Cu alte cuvinte, tu spui că dacă nu ești dispus să mergi până la capăt cu descoperirea pe care Hristos o face în viața ta, tu nu mai ești sincer. Nu mai ești o reflectare a lui Hristos, ci ești o reflectare a propriilor tale convingeri. Exact, exact. Dar păstrându-L pe Iisus în față, oglindirea ta va continua să reflecte din ce în ce mai mult caracterul Lui. Dar pentru asta este nevoie să optezi, pentru că Dumnezeu nu-ți ține fața orientată cu un ham înspre El, ci omul este îndemnat mereu să se uite și să aleagă să privească spre Dumnezeu. Asta este, practic, una din temele scrierilor Apostolului Pavel. Să continuăm să privim spre El, dar nu este o privire doar mistică, este o oglindire a valorilor, pentru că El vorbește în contextul comportamentului. Și dacă totul este între mine și Dumnezeu, de ce mai e nevoie să-mi schimb, eu știu, confesiunea din care fac parte? Adică să fac schimbări de genul ăsta, așa, radicale. Dacă Dumnezeu dă mântuirea, dacă totul este între mine și Hristos, de ce să mai fac această schimbare cu implicații atât de mari și în viața personală și nu pot să păstrez credința acolo unde sunt? Credința este aceeași. Obiectul credinței este diferit. Tu simți nevoia să apelezi la ceva ce este mai presus de tine în orice confesiune. Acum depinde cum este persoana respectivă, cum este prezentată persoana respectivă. Pentru că, vedeți, atâtea secole de istorie au adus o anumită percepție asupra lui Dumnezeu. Și ca să putem să avem percepția corectă, trebuie să ne întoarcem la Biblie. Sfântul Ioan Damaschinul face o comparație între Dumnezeu și împăratul pământesc. Da? Ca să explice cum este curtea lui Dumnezeu în cer, cum este Dumnezeu înconjurat de sfinți și ce rol au sfinții respectivi. Sunt niște dregători care te ajută să te apropii de Dumnezeu. Este un Dumnezeu distant, este un Dumnezeu care, la care nu poți să ajungi decât prin intermediul dregătorilor, ceea ce ne prezintă Sfântul Ioan Damaschin. Ori, Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu cu totul altfel. Un Dumnezeu aproape, un Dumnezeu care așteaptă să vii către El și El este acolo prezent. Nu există spațiu între tine și Dumnezeu. Problema schimbării confesiunii, că sunt singurul de aici care a schimbat confesiunea, este următoarea. Atunci când, dintr-un motiv sau altul, simți că conștiința ta nu mai este liberă, că gândirea ta nu mai are posibilitatea să exploreze, atunci când simți că nu-ți place ceea ce ești și nu ai posibilitatea acolo, în locul în care ești, să te schimbi, atunci cred că e voie să cauți în altă parte. Aș spune, plecând de la un verset din Proverbe 4:18, cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.
Își spune că experiența unui credincios este asociată complet și permanent cu ideea de schimbare. Un credincios nu poate trăi decât prin schimbare, pentru că dacă ne uităm la imaginile nou testamentare, că noi încercăm să semănăm din ce în ce mai mult cu chipul lui Hristos, Hristos își construiește chipul în noi, reclădește chipul său în noi, Dumnezeu ne împacă cu el prin jertfa lui Hristos, ne îndreptățește și apoi spune Scriptura, ne sfințește. Adică ne face treptat într-un proces să semănăm din ce în ce mai mult cu El, să devenim ceea ce El a spus despre noi de la început că suntem. Adică El ne declară sfinți, dar noi nu suntem și pe parcurs ne ajută să devenim. Asta implică o schimbare permanentă. În cele mai simple lucruri și până la cele mai complicate. O secundă. Adică și în familie, în relații, și la nivel mental, la nivel intelectual, la nivelul cunoștinței, ești mereu într-un proces de căutare. Dacă cineva din sală sau care ne privește simte că are tendința să-și croiască o lume sigură, simplă, în care a așezat niște lucruri și nu mai vrea să se uite la ele, să zică sunt stabilite pentru totdeauna, gata, nu mă mai interesează, nu mai caut răspunsuri. Aici este un pericol, pericolul plafonării, un pericol de a te auto-înșela la un moment dat, de a-ți găsi doar lucrurile care exact. Îți plac. Da, gândirea uite, deziderativă. Cineva, de unde știu că m-am schimbat într-adevăr? Cu siguranță că întâlnim oameni care spun, eu am o experiență cu Dumnezeu extraordinară, eu am o viață de credință exemplară și când te uiți la viața omului, nu ai aceeași convingere ca și eu. Eu acolo aș pune în primul rând la îndoială și omul... Întrebarea, cred că, așa cum a fost formulată, vine de la o persoană care, în mod sincer, își pune această întrebare. Există însă și persoane care, în mod nesincer, fac afirmații despre ele însele pentru că au o imagine pe care vor să o apere. Nu discutăm despre asta. Dar când cineva, în mod sincer, vrea să știe dacă s-a schimbat... E bine să înțeleagă mai întâi că nimeni nu s-a schimbat suficient. Deci procesul acesta de schimbare continuă. Mai degrabă, probabil, întrebarea este unde sunt acum, e totuși, am luat-o pe un drum bun, iar drumul bun se confirmă exact cum procedezi în momentul în care te duci la un medic. Te duci la un medic cu o problemă și simți că ce-ți spune nu e foarte ok. Ați simțit asta de multe ori. Nu te pricepi, nu ai făcut medicină, dar simți că nu e în regulă și te mai duci la un medic și te mai duci la un medic și dacă nu ești unul dintre acele cazuri rare care primește un alt diagnostic de la fiecare medic, indiferent câți medici consultă, asta totuși nu se întâmplă întotdeauna, asta se întâmplă mai rar. Ai experiența în care după ce ai vizitat 3, 4, 5 medici începi să observi că unele lucruri sunt clare, adică începe să-ți fie clar. Și știi că ești pe drumul bun, adică te apropii de identificarea problemei și de un tratament bun pentru boala respectivă. Cred că în domeniul religiei se întâmplă la fel. E bine ca un om care încă nu e sigur de un lucru să continue să caute. Ați văzut ce spunea Joseph Kidder? Nu trebuie să ne fie frică să verificăm adevărul. Adevărul va rezista în fața oricărui test. Deci nu e o problemă să pui întrebări. Nu e o problemă să zici, dar de ce cred eu asta? Ia să verificăm. Ia, tu... Ce argumente ai pentru chestia asta? Te-ai gândit vreodată de ce crezi așa? Pune-ți întrebări. Dacă din mai multe părți vezi că argumentele se completează și îți construiesc mai bine credința, e foarte bine. Dacă vezi că începe să se prăbușească sub greutatea întrebărilor fără răspuns, atunci ești în situația de care vorbea Bogdan, în care simți că, sincer, trebuie să faci o schimbare. Și aici intervine cealaltă provocare, că noi suntem, avem un spirit de autoconservare destul de puternic și tendința de a păstra viața cât mai comodă. Schimbarea este traumatică pentru om. Și mă întorc la întrebarea din sală, cum să nu simți că pierzi ceva când te schimbi? De acolo pleacă ideea aceasta, de la senzația că viața abia mi s-a așezat și acum să o dau iarăși peste cap, dacă pierd ceva. Eu cred că un element esențial în Scriptură este că noi trebuie să fim obișnuiți cu schimbarea tot timpul. Tot timpul. Pentru că asta presupune o viață creștină reală. Schimbare continuă. Există niște întrebări fundamentale ale vieții. Și fiecare imagine despre lume și viață le conține. Religiile încearcă să ofere aceste răspunsuri la rândul lor și culturile.
De unde venim? De ce există răul? Care este sensul vieții? Cum am putea să soluționăm problemele profunde ale vieții? Cum facem față suferinței? Sunt întrebări care țin de felul în care ne înțelegem umanitatea. Schimbarea în raport cu acestea vine de la actualizarea acestui răspuns. Și fiecare dintre noi, pe măsură ce creștem, ne dezvoltăm viziunea despre viață, căutăm răspunsuri aici. Și este o etapă în viața omului, eu aș zice că poate undeva în adolescență, poate la pubertate, la alții și la genii, poate mai devreme de atât, în care deja se identifică aceste răspunsuri. Când eram adolescent, tatăl meu, care fusese ortodox și s-a convertit la Biserica Adventistă, mi-a zis: tată, tu nu trebuie să te faci adventist. Ia Scriptura, studiază Scriptura și vezi unde găsești lucrurile că stau cel mai aproape. Laurențiu, o să întreb ceva foarte punctual. M-am întâlnit de multe ori cu întrebarea asta. Sunt oameni care au o experiență cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a condus. Da, spunea și Bogdan mai devreme, îmi plăcea ceea ce făceam. Și la un moment dat descoperă că, așa cum spunea și el, între el și Dumnezeu apare ceva, apare o breșă, că ar trebui să facă o schimbare, că un lucru pe care el l-a crezut nu e în tocmai cum l-a descoperit în Scriptură. Dar mulți dintre oamenii din situația asta mi-au spus un lucru: dacă eu fac un pas mai departe și accept lucrul acela, nu înseamnă că neg experiența mea cu Dumnezeu de până atunci, adică Dumnezeu m-a condus în locul acesta. Dacă Dumnezeu vrea să mă conducă dincolo, mă conducea direct acolo. Dacă Dumnezeu m-a condus aici și eu plec de aici în partea cealaltă, nu neg călăuzirea Lui? Eu aș zice că nu, la fel cum învăț dintr-un eșec. Poate singura mea variantă să-mi dau seama că trebuia să fac lucrul acesta mai bine era să merg doar pe acolo și la acel moment eram în stare doar de atât. Trăim într-un cadru destul de limitat și determinat, iar Dumnezeu încearcă să ne vorbească în acel cadru. Nu poate să facă transplant de idei la oricare moment. Adică, cu siguranță, fiecare, și cred că aș adresa lui Bogdan mai departe întrebarea, dacă Dumnezeu ți-ar fi spus ceea ce știi astăzi, în urmă cu 20 de ani, ai fi preluat la fel și ai fi făcut lucrurile acestea la fel în situația aceea? Păi, dacă Dumnezeu nu mi-a zis acum 20 de ani, înseamnă că n-aș fi făcut la fel. Apropo de schimbarea aceasta, întreabă cineva dacă putem să facem schimbări bruște sau nu. Din experiența mea personală, nu sunt recomandate schimbările bruște. E bine să ne luăm timp, e bine să medităm, e bine să calculăm toate consecințele, e bine să cântărim bine ce pierdem și ceea ce câștigăm. Ca să renunț la preoție, mi-a trebuit un an de zile de gândire, un an de zile în care am lansat niște întrebări la care nu mi s-a răspuns, iar ca să fiu membru în Biserica Adventistă mi-au trebuit 3 ani de zile, în care am comparat, m-am gândit, am studiat. Nu aș recomanda schimbările de moment pe fond emotiv sau știu și eu, din dorința de a te răzbuna și așa mai departe. Acum, nimeni nu-și dorește să-și schimbe confesiunea. Da? Nimeni niciodată nu-și propune lucrul acesta. Mă trezesc astăzi și astăzi zic că hai să vedem ce confesiune vreau să fiu astăzi. Nimeni nu face lucrul acesta, da? Oamenii au o viață interioară și viața aceasta are un anumit ritm. Se petrece acolo un dialog interior. Tot timpul există un dialog interior în mintea noastră. Și din cauza aceasta e bine să studiem Scriptura, pentru că în felul acesta dialogul se îmbunătățește din punct de vedere spiritual și cu opiniile care vin din partea lui Dumnezeu. Ceea ce am descoperit eu, pentru că pentru mine să părăsesc ortodoxia era o imposibilitate, pur și simplu.
Nu mă gândeam că poate să existe în altă parte o altă confesiune care să mă atragă decât Biserica Ortodoxă. Da? Deci era imposibil lucrul acesta. A fost necesar ca Dumnezeu să-mi descopere faptul că mă bazam sau ne bazăm pe multe elemente care sunt pur și simplu culturale. În aventura noastră spirituală e bine să nu ne împiedicăm de lucruri omenești, de tradiții care ne spun cât trebuie să gândim, cum trebuie să gândim, când trebuie să gândim, da? Nu ar trebui să ne împiedicăm de lucrul acesta. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod în care eu puteam să înțeleg atunci. Lucram pentru o multinațională și eram destul de limitat în a oferi dreptul altuia la replică. După ce ai plecat din... Da, după ce am plecat din preoție, am lucrat pentru multinațională aceasta și directorul exasperat, o doamnă extraordinară, exasperată că eu nu mai permiteam altcuiva să mai își spună, să mai pun un alt punct de vedere, pentru că eu predicam tot timpul, aveam tot timpul tendința aceasta de a spune cât trebuie să gândească fiecăruia. Exact. Persoana aceasta mi-a adus un teanc de cărți și mi-a zis: Bogdan, citește. Acum să nu vă imaginați că erau cărți confesionale. Nu, erau cărți de literatură. Cărți beletristică. Și în teancul acela era o carte a lui Liosa, care se numea Povestașul. În cartea aceasta am găsit o relatare a vieții lui Iisus care m-a scandalizat de-a dreptul. Atât de tare m-a scandalizat că am aruncat cartea din mână. Ce se povestea acolo? Povestașul este un personaj care din Peru, un evreu student la Universitatea din Lima, care se decide ca pentru viața lui să facă o schimbare. Și anume să plece în Amazonia și acolo să îndeplinească rolul de, nu știu cum să-i spun, știrist, mă scuzați pentru termen, să ducea informația de la un cătun la alt cătun. Și povestea cine s-a mai născut, cine a mai murit, dar în această activitate el amesteca și miturile. Și pentru el nu exista timp. Ceea ce se petrecea ieri putea să fie împletit cu ce s-a petrecut acum câteva sute de ani. Așa este timpul, așa curge timpul în Amazonia pentru băștinașii de acolo. Și la un moment dat începe să povestească despre Iisus, dar povestește într-un fel diferit de cum ar povesti misionarii europeni. Și anume, îl integrează pe Iisus perfect în cultura băștinașilor. Povestește despre Iisus că este fiul marelui zeu de acolo din Amazonia. Pe Iisus nu îl răstignesc romanii, ci îl răstignesc cei care exploatau arborii de cauciuc, europenii care prindeau băștinași, îi chinuiau, îi mutilau și așa mai departe. Și atunci am avut o revelație. Atunci mi-am dat seama că există o mare deosebire între cultură și descoperirea lui Dumnezeu. Și că ceea ce ne spune Dumnezeu poate să fie integrat cultural în multe culturi, dar transcede cultura, este deasupra culturii. Poate să fie în cultură, dar întotdeauna este deasupra culturii. Iar mesajul care mi se pare foarte interesant din ce ai spus și vreau să-l subliniez și eu este că, sau apelul tău a fost să dăm la o parte straturile acestea culturale și să rămânem cu mesajul. Absolut. Adică să nu ne trezim ancorați la un moment dat în tradiții și chestiuni care țin mai degrabă de o adaptare a religiei, a mesajului religios la cultură, ci să căutăm în permanență să rămânem ancorați în Hristos. Eu am avut o surpriză studiind acum sfinții aceștia mai recenți, ortodoxi. Vreau să vă spun că au o relație cu Iisus foarte bună. Am găsit în relatările vieților lor o atracție față de Domnul Iisus Hristos și o căldură din aceasta duhovnicească de invidiat. Nu am găsit acolo lucruri culturale de genul Sfântul roagă pe al Sfânt să se roage, să mijlocească la Dumnezeu. Nu,
se roagă direct. Nu există acolo impedimentul acesta cultural, că dacă vrei să te adresezi lui Dumnezeu, trebuie neapărat să-ți iei un mijlocitor. Nu, ei nu fac lucrul acesta. De ce? Pentru că ei se ridică deasupra culturii din care fac parte. Ei se ridică deasupra confesiunii din care fac parte. Au acest curaj. De asta și sunt sfinți, nu? Pentru că au curajul să vorbească cu Dumnezeu în mod direct. Uite, ne întreabă cineva, vin din Biserica Ortodoxă, mi s-a spus că Apocalipsa este o carte care nu se poate înțelege, o carte ermetică, dar în mintea mea s-a iscat o curiozitate. Am citit și nu am înțeles nimic, totuși credeam că ce este scris în Biblie nu se poate să nu aibă explicație. Preotul care l-am întrebat a spus la fel, că nu este treaba mea să citesc. După mulți ani la un curs de prelegeri ținut în oraș am găsit răspunsul. Atunci am simțit că a început schimbarea. Până la urmă, schimbarea trebuie să vină din interior sau din exterior? Schimbarea vine întotdeauna de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne este exterior. Da? Dumnezeu ne este uneori mai interior decât suntem noi înșine. Da. El ne cunoaște și trăiește cu noi și noi putem să trăim viața pe care El ne oferă să o trăim. Acum nu vorbim despre o credință care se folosește de Dumnezeu ca să-și rezolve anumite probleme, ci vorbim despre credința unui om viu care efectiv vrea să respire în eternitate, vrea să respire eternitatea pe care Dumnezeu o oferă încă de aici. Schimbarea, omul va resimți nevoia de schimbare și aceasta este iarăși o lucrare a Duhului Sfânt. Da? Deci dacă Duhul Sfânt nu ar pune noi această neliniște, această căutare, noi nu am avea de unde să o... Nu am căuta Apocalipsa. Adică de ce cititorul sau cel care ne pune întrebarea a simțit nevoia să se apropie de Scriptură, să cunoască mai mult, să înțeleagă mai mult? Acel imbold este pus acolo de Duhul Sfânt. Iar apoi schimbarea intervine în urma lecturii, căutării unui medic care să-ți oferă un răspuns. Medicul ăsta nu ne oferă răspunsul pe care îl caut. Caut în altă parte. Este schimbarea o chestiune pragmatică doar? Adică spun unii, domne, nu știu cum o fi cu mântuirea, mă mântuiesc, nu mă mântuiesc, dar măcar, uite, în credință ai o zi liberă, ai o familie liniștită, ai un grup de suport în biserică. Adică schimbarea este doar o chestiune pragmatică sau sunt și alte elemente implicate? E legată mântuirea de apartenența mea confesională într-un fel? Sunt două întrebări într-una. Prima parte a întrebării se poate răspunde simplu. Dacă cineva face asemenea calcule, acolo nu e vorba de o schimbare religioasă. Acolo este vorba de o schimbare de ritual, de stil de viață, de cum alege cineva să-și planifice viața și se gândește că e mai interesant din perspectiva beneficiilor să fie într-o anumită biserică decât într-o altă biserică. Casă. Biserica asta e mai aproape de casă. Da, da. Chestiuni de felul acesta. Deci nu cred că atunci poți vorbi realmente de o schimbare când cineva face asemenea calcule. Nici nu-mi dau seama cât de des se întâmplă asta. E o schimbare, e radical. Adică... Da, schimbări sunt de tot felul în viața noastră. Dar noi vorbim acum de o schimbare religioasă autentică și aceasta nu poate să se nască din motive pragmatice. Cum era pe vremuri, se spunea că vin unii oameni la biserică pentru că li se dădea o bucată de pâine sau ceva, sau niște haine. Sau... Acum a mai crescut nivelul de trai în România și nu se mai întâmplă probabil atât de des lucrul ăsta, dar după Revoluție s-a discutat despre asta. A doua parte a întrebării, dacă e nevoie de granițe confesionale sau dacă chestiunea mântuirii... Nu, mântuirea nu e legată de granițe confesionale, dar mântuirea este legată de religia adevărată. Scriptura spune că există o religie adevărată și mântuirea este legată de ea. Nu poți să primești împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în afara cadrului religiei adevărate. Iar Scriptura descrie religia adevărată, închinare în Duh și în adevăr, o călăuzire a Duhului Sfânt în tot adevărul. E, cineva trebuie să caute să se încadreze în acest filon,
în acest filon pe care îl prezintă Scriptura. Și aceasta este o căutare în care suntem asistați, susținuți de Duhul Sfânt, care ne ajută să ne apropiem de acest adevăr. Asta e misiunea Lui după înălțarea Domnului Hristos, să ne călăuzească în tot adevărul. Și deci dacă Duhul Sfânt are această misiune, n-aș vrea ca cineva să rămână cu impresia că oricum toate religiile sunt la fel și oricum pe orice, în orice biserică ai fi este același lucru, pentru că din păcate nu este. Atunci lucrarea Duhului Sfânt n-ar mai fi aceeași dacă El nu... Deci, dacă n-ar fi consecvent cu sine. Exact. Dacă Duhul Sfânt promite că El ne călăuzește, atunci El trebuie să ne ducă undeva. Încearcă să ne ducă undeva, să înțelegem acel adevăr. Și aș răspunde scurt aici și la o întrebare care cred că mi-a fost adresată, că am văzut că pleacă de la chestiunea cu doctorul. Întreabă cineva, de exemplu, dacă te duci la doctor și descoperi o boală, s-ar putea să-ți recomande să renunți brusc la stilul tău de viață și tu să-ți dai seama că este cazul să faci acest lucru. Dar cum îți dai seama pe plan spiritual că Dumnezeu îți spune același lucru ca în situația doctorului? Pavel este un exemplu, lui Dumnezeu i-a spus clar și brusc s-a produs o schimbare, dar putem observa în Biblie că asemenea cazuri sunt excepția. Exact ca în situația reală cu medicul. Când te duci la medic, nu se întâmplă foarte multora dintre noi să ajungi la medic și un medic să-ți spună, aoleu, e grav acum sau niciodată. Se întâmplă mai rar și toți fugim de cazurile acestea. Convertirile acestea bruște, schimbări, în sensul, convertire în sens de schimbare, schimbările bruște, inclusiv în Biblie, sunt rare. De obicei, este mai degrabă prezent modelul din cazul lui Nicodim. Vântul bate din cotro vrea și nu știi, nu vezi doar efectele. Adică e un proces, se întâmplă, uneori trec ani. Duhul Sfânt ne conduce pe un drum în funcție de cât suntem capabili. Aș încheia folosind cuvintele lui Iisus către ucenici. V-aș mai spune și alte lucruri, dar nu le puteți duce. Cred că ăsta este un principiu și al Duhului Sfânt. Cred că există o dinamică în viața noastră. Sunt anumite momente în care Dumnezeu ne vorbește și în care trebuie să ne schimbăm atunci și facem schimbări radicale. Sunt însă și schimbări pe care le facem ca urmare a unei gândiri, a unei analize, a unei cercetări serioase. Acum, întrebarea de final este, după ce faci schimbările radicale, alegi chiar să-ți schimbi confesiunea din care faci parte, cum gestionezi celelalte schimbări din viața ta? Mai sunt ele la fel de importante ca acele schimbări radicale pe care le-ai făcut? Ai renunțat la anumite alimente, ai renunțat la închinare într-o anumită zi, te închini în altă zi. Nu cumva ajungi la, să zici, bun, am schimbat toate lucrurile astea, acum că nu vorbesc cu vecinul de scaun, că mai mă cer cu vecinul de la 3 care dă muzica la maxim, că astea sunt lucruri omenești, păcate veniale, cum spunea cineva, dacă ți-aduce aminte. Aici nu vreau să răspund decât în 10 secunde. Așa cum am spus mai devreme, schimbarea este permanentă în viața unui creștin. Nu poate fi altfel decât permanentă. Oricât de mult ne displace ideea aceasta de schimbare continuă, ea este singura reală. Și las și pe colegii noștri să continue ideea aceasta. Da, aș vrea să spun doar că o schimbare, când este acceptată, aduce urmări pozitive în viața omului. Poate înainte să pară dureroasă, dar dacă este făcută la timp, aduce urmări pozitive. În ceea ce mă privește pe mine, după ce am acceptat marea schimbare, apoi toate lucrurile au venit foarte simplu, pur și simplu, s-au aranjat într-o logică și nu am simțit niciun fel de părere de rău că renunț la anumite alimente sau că, nu știu, nu mai mă duc în anumite, nu mai frecventez anumite locuri. Nu mă mai interesa. Dar în ceea ce privește viața de zi cu zi și asperitățile acestea, viața aceasta abrazivă care parcă te obligă să lași bucăți de suflet în urma conflictelor sau în urma problemelor, necazurilor și așa mai departe, și acesta este un drum pe care îl faci cu Dumnezeu. Încercările acestea de uzură sunt și ele încercări tot de la Dumnezeu și Dumnezeu vrea să te învețe ceva atunci când îți oferă încercarea respectivă, în special să te învețe să mai renunți la egoismul tău ca să fii mai mult cu El. Și cred că cuvântul cel mai des care îmi vine în minte când zic că rostesc schimbare
este disperare. Nu vei face o schimbare dacă nu vei fi disperat, dacă nu simți că te pierzi, dacă nu simți că ești pur și simplu într-un malaxor care te dezumanizează și te lipsește de calitatea ta de persoană și atunci singurul spre care poți de care te poți agăța este Dumnezeu și îi cer să facă schimbarea în tine cu disperare și disperarea devine o binecuvântare. Care este cel mai mare lucru pe care l-ai pierdut schimbând religia? Care este cel mai mare câștig pe care l-ai primit în schimb? Cel mai mare lucru pe care l-am pierdut. Să știți că am tânjit foarte mult timp după relația pe care am avut-o cu credincioșii mei. Un preot are posibilitatea să se apropie de oameni mai mult decât are un pastor. Este mai des prezent în viețile lor și mă gândesc numai la spovedanie, de exemplu. Da? Omul să se deschide atât de mult și să aibă atât de multă încredere, în continuare secretul spovedaniei este păstrat de mine ca pe ceva pe care sacru, nu pot să îmi amintesc de păcatele cuiva sau să desconspir ceva din ceea ce am fost martor la mărturisirea respectivă. Da, cred că lucrul acesta, dar s-a remediat, pentru că de anul trecut sunt pastor stagiar și am această bucurie din nou de a fi împreună cu oamenii și de a sluji oamenilor cât pot. Ce am câștigat cel mai mult a fost faptul că am o altă percepție asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu pe care mi-l prezintă Biblia nu este un tată căruia eu trebuie să-i dovedesc mereu și mereu că sunt vrednic de dragostea lui și de atenția lui, ci este un Dumnezeu care are o dragoste dumnezeiască față de mine, deși eu nu o merit și n-am să o merit niciodată. Dumnezeu în fiecare zi, cu o răbdare neînchipuită, mă îndeamnă să mă schimb, să fac schimbarea și respir într-adevăr ceea ce El îmi oferă să respir. Aș vrea să vă rog la final ca fiecare dintre voi să citească un verset care l-a impresionat cel mai mult legat de tema aceasta și să încheiem în felul acesta întâlnirea noastră. Știu că mai sunt întrebări, mai sunt câteva întrebări care au venit acum, că elanul vine ca de obicei, românește la urmă. Și ceasul. Tot pentru fratele Bogdan. De când a schimbat confesiunea, simte o pace și o liniște lăuntrică mai mare decât o avea înainte? Ce face diferența din online? Să știți că s-a ridicat standardul. Și pacea aceea lăuntrică de care vorbiți este doar atunci când mă gândesc la Dumnezeu. Da, mă gândesc că El este limanul și într-adevăr. Dar când mă uit la mine și văd cât sunt de rezistent la chemările dragostei lui Dumnezeu, să știți că mă rușinez și chiar mă alarmez. Dumnezeu să ne dea tuturor puterea să fim mai receptivi, să acceptăm mai ușor dragostea lui Dumnezeu și tot ceea ce El ne oferă cu atâta drag. Da. Mai sunt două întrebări pe care aș vrea să le sintetizez. E obligatorie schimbarea pentru a fi mântuit? Cum sunt mântuiți cei care nu au niciodată de Iisus? Și cealaltă pe care eu o văd complementar este ce a urmărit Dumnezeu cu Avram? De ce l-a provocat la atâtea schimbări, mai ales când avea situații prospere? Ce a urmărit Dumnezeu? Cred că Dumnezeu încearcă constant să ne conducă înapoi la El, în relația aceea pe care noi am pierdut-o prin cădere și încearcă cu fiecare dintre oameni. Iar exemplul lui Avram este cât se poate de luminos și de edificator. În sensul că Dumnezeu a dorit ca în Avram să se clădească credința. De aceea este Avram numit părintele credincioșilor. El a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu își dorește să intre cu noi, să ajungem într-un gen de legătură cu El în care El să poată comunica liber cu noi,
iar noi să putem crește și să ne lăsăm îndrumați de El. Pentru că Dumnezeu, când îl cheamă pe Avram, prima dată îi spune, du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Dar nu sunt sigur, adică deja prietenia exista acolo, că nu știu câți dintre noi am avea un astfel de prieten pe care să-l apreciem atât de mult, cu care să plecăm la drum, dar fără să știm destinația încotro ne îndreaptă. Iar apoi să ne încredem atât de mult încât să fim dispuși să facem sacrificiile enorme la care Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Și găsim explicațiile și în Evrei capitolul 11. Deci ce ar dori Dumnezeu? El își dorește să ne regăsească, să ne reașeze în locul în care poate să fie Tatăl nostru, iar noi să fim copiii Lui. Probabil că suntem mai departe acum, dar prin adopție în Iisus Hristos suntem aproape și noi învățăm, așa cum spunea și Bogdan mai devreme, în fiecare zi această apropiere, pentru că firea pământească este mereu alături de noi și pe măsură ce stăm lângă Iisus ne dăm seama ce încă mai trebuie schimbat. Probabil că nu ne-ar ajunge vremea să povestim tot ce ține de schimbare. Ne schimbăm o viață întreagă, așa că nu putem termina subiectul într-o oră și jumătate. Haideți să încheiem cu versetele despre care v-am provocat. M-aș fi dus la două, dar pentru că trebuie să aleg unul pe unul, o să-l amintesc doar și pe unul o să-l citesc. Pentru mine, ideea de schimbare în Biblie se rezumă la două pasaje. Romani, cu metanoia, schimbarea minții, care slujește pentru multe schimbări în viață, nevoia aceasta de a-ți schimba modul în care înțelegi și modul în care argumentezi, dar mai mult mă mișcă versetul din Psalmul 51, deși este o interpretare aici, la mijloc, pentru că inima și mintea sunt, de fapt, în aceste pasaje același lucru. Dar îmi place foarte mult versetul din Psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Mie mi se pare că atât de mult are de-a face cu asta totul. Adică relațiile din familiile noastre, relațiile între noi, chiar și modul în care se raportează oamenii la Biblie și discută doctrine și dialogul interconfesional și modul în care ne trăim viața așa în general, are de a face mai mult decât cu ce știm, cu modul în care ne raportăm, cu această atitudine a inimii. Dacă ai o atitudine a inimii așa cum își dorește Dumnezeu, se schimbă mult viața și eu după asta tânjesc și cred că este un proces al schimbării care durează toată viața și de care avem cea mai mare nevoie. Doresc această inimă care să se schimbe permanent, să se înnoiască permanent, să devină permanent mai sensibilă, ca să pot să mă raportez la toți cei din jurul meu mereu mai bine. Că de fapt aici mi se pare că se duce și esența legii și așa mai departe. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, nu poți să faci asta cu o inimă de piatră. Foarte grea provocarea, ca și Norel, aș fi selectat foarte multe texte, dar dacă este să vorbesc despre unul, aș vorbi despre un text care urmează după schimbare sau afirmă și ceea ce urmează după. Este vorba de Romani, capitolul 8, versetul 1, aș zice și 2, ca text. Acum, dar nu este nicio condamnare sau în Cornilescu nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a eliberat, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Iar aici avem și promisiunea veșnicii odată cu transformarea realizată de Duhul Sfânt în fiecare. Sunt tentat să citesc și eu două versete. Voi citi totuși un singur verset. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Versetul pe care am ales să-l citesc la final, Geneza, capitolul 5, cu versetul 24. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Vă doresc din inimă această experiență a umblării cu Dumnezeu,
Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu și cred că cine nu experimentează această umblare cu Dumnezeu aici, nu se va putea bucura de ea nici în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu alege ca să ia în împărăția sa pe cei care au acest exercițiu, au această bucurie, au această alegere a umblării cu El în fiecare zi, indiferent cât de radicală este schimbarea pe care El o aduce în viața noastră. Dacă suntem cu El, ce contează mai mult? Amin. O invităm pe Clara să ne mai încânte cu un nou cântec.
Mulțumim frumos, Clara Pachiței, pentru aceste două cântece sensibile pe care le-am putut asculta. Un important scriitor englez al secolului XIX spunea: lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Mi-a plăcut acest citat și mi se pare că se potrivește foarte bine cu experiențele pe care le-am putut asculta de la invitații noștri. A venit vremea să închidem această a cincea seară biblică, această ocazie, dezbatere la care am putut asista cu toții. Vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți și pentru că ați fost dispuși să auziți aceste gânduri despre schimbare. Mulțumesc și celor care ne-au urmărit prin intermediul internetului. Sper că întrebările dumneavoastră și-au găsit anumite răspunsuri. Nu avem pretenția că am spus totul, dar cu siguranță v-am stârnit curiozitatea de a căuta mai mult în descoperirea răspunsurilor pe care le căutați. Aș vrea să mulțumesc frumos invitaților speciali, pastor Bogdan Andrei, mulțumim, a fost o plăcere să vă ascultăm în biserica noastră, pastorului Adrian Neagu pentru că a moderat această dezbatere, îi mulțumim și pastorului Laurențiu Nistor, îi mulțumim și lui Norel Iacob pentru implicarea în toate cele cinci seri biblice. În continuare, programul Seri Biblice continuă și vinerea viitoare vă așteptăm la o nouă ocazie. Vom avea un nou invitat permanent în persoana lui Robert Mandache, pastor și președinte al Conferinței Muntenia din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Subiectul este surpriză deocamdată. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară plăcută și ne vom revedea cu bine în ocazia următoare. Toate cele bune!